Bun găsit! Fostul rector al Universității Ștefan cel Mare Suceava, profesor universitar dr. Inginer Adrian Graur, va primi titlul de cetățean de onoare al Sucevei la inițiativa primarului Ion Lungu și a consilierului Dan Ioan Cușnir. Proiectul de hotărâre pentru acordarea acestui titlu va fi supus aprobării în ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava din data de 9 august. Cei doi inițiatori au evidențiat faptul că Adrian Graur a încercat și a reușit să impună Universitatea din Suceava în spațiul academic românesc și internațional, impulsionând corpul didactic spre obiective foarte înalte. De asemenea, s-a remarcat faptul că prin contribuția excepțională la creșterea și consolidarea prestigiului național și internațional al Universității Sucevene, fiind distins cu titlul onorific rector emeritus, inițiatorii proiectului au amintit și o serie de realizări ale acesteia, respectiv faptul că în calitate de rector al universității, în anul 2005 la Bologna a semnat Magna Carta Universitatum, un pas care a deschis pentru Universitatea Suceveană calea drumului european, dar și că a inițiat înființarea clubului sportiv Universitatea în anul 2005, competiția Hard and Soft, aflată la cea de-a 25-a ediție, care aduce la Suceava echipe din toată lumea, trupa de teatru studențesc Fabulinus și concursul Student pentru o zi. De asemenea, sub conducerea sa, Universitatea din Suceava a reușit să obțină calificativul grad de încredere ridicat la prima evaluare pe care a realizat-o Aracis în anul 2008. Adrian Graur a contribuit la atragerea de fonduri pentru proiectarea, execuția și finalizarea unor obiective ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava, respectiv două clădiri ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de 3500 de metri pătrați și respectiv 3800 metri pătrați, corpul E al Universității cu o suprafață desfășurată de 10.000 metri pătrați, căminul studențesc numărul 4 cu 300 de locuri, laboratorul de compatibilitate electromagnetică cu cea mai mare cameră anecoică din România la această dată, centrul de educație continuă din Vatra Dornei, casa de vânătoare, o bază didactică, complexul de natație și kinetoterapie de dimensiuni semi-olimpice, auditoriumul Josef Schmidt cu 240 de locuri, terenul acoperit de sport de 2400 metri pătrați și numeroase spații de cercetare. Tot Adrian Graur a contribuit la atragerea de fonduri pentru dezvoltarea campusului 1 al Universității Ștefan cel Mare de la o arie de 4,5 hectare și suprafață desfășurată construită de 19.000 metri pătrați în 2004 la o arie de 6,5 hectare și suprafață desfășurată construită de 62.000 metri pătrați la finele anului 2011, la gestionarea acțiunilor pentru obținerea unei suprafețe de 30 de hectare pentru campusul 2 al universității prin hotărâre de guvern în mai 2007, dar și la realizarea planului urbanistic zonal, studiului de prefezabilitate și studiul de fezabilitate pentru campusul 2, unde obiectivele care vor fi ridicate vor avea o suprafață desfășurată de aproximativ 100.000 metri pătrați.